vă salut, dragi prieteni! Mi-am pregătit toate jucăriile și plec astăzi la copilit, la defoliat și la legat roșiile de afară pentru prima dată anul ăsta. Vreau să vă arăt cum fac asta, mai târziu intrăm puțin și în solar ca să vedem niște mici diferențe, să nu mai stăm pe gânduri și să trecem la treabă. Vreau să trecem în revistă ce am aici în coșuleț, pentru că sunt lucruri foarte importante, le-am pus pe toate la grămadă. În primul rând, am mănuși. Sunt niște mănuși pe care le-am mai folosit, dar le voi dezinfecta foarte bine. Cu ce le voi dezinfecta? Cu spirit, spirit medicinal. Am o găletușă, am o bucată de pânză curată, o bucățică dintr-un tricou mai vechi. Ați observat că am îmbibat și pânza asta foarte bine cu spirit. De ce? Voi curăța mănușile și voi curăța și instrumentul cu care voi tăia, adică cu această forfecuță. Nu e o forfecă specială pentru copilit, e o forfecă micuță, foarte îndemânoasă, pătrunde ușor printre frunzele tomatelor și de asta o folosesc. Deci, această găletușă cu pânza îmbibată o port după mine. Ce mai am aici este un pulverizator în care am pus o soluție 1:1 de macerat de coada calului și apă de ploaie. Spiritul îl iau că poate trebuie să mai completez și mai am și sfoară de legat. Prefer să leg cu sfoară de cânepă, sfoară naturală, ca să nu mai am nicio grijă în momentul în care scoatem roșiile toamna de pe aragi, pentru că mereu trebuia să strâng firele acelea de plastic pe care le-am mai folosit altădată. Să trecem la treabă! Am aici o plantă foarte reprezentativă pentru ceea ce urmează să facem și începem cu copilirea. Ce este copilirea? Copilirea este eliminarea unor creșteri ale tomatelor care nu sunt necesare. Aceste creșteri cresc între o frunză, ia să vă arăt, uite, aici, exemplul acesta, între o frunză și tulpina principală. Da? Este o creștere care, la un moment dat, dacă o lăsăm să se dezvolte, se va transforma într-o nouă tulpină care va face flori și fructe. Dar noi vrem să creștem tulpina principală și să avem control asupra plantei, să nu înghesuie foarte mult celelalte plante și să rodească fructe mari. Și atunci eliminăm toate aceste creșteri. Cel mai bine ar fi în momentul în care au peste 4 cm, chiar mai mult, ca să nu crească din nou altele din același loc. Și cum facem? Pur și simplu cu forfecuța îndepărtăm undeva cam la 2 cm toate aceste creșteri și le putem lăsa să completeze stratul de mulci pe care, observați, am început să-l pun deja. A plouat destul de mult zilele acestea și au început să se stropească plantele de tomate și tare erau urâte și nici nu e bine să le lăsăm să se ude și să stea cu noroiul pe ele, pentru că tot ce este în pământ poate transmite și boli destul de păcătoase. Și acum, ce mai facem? Avem și acești copii, putem să-i mai lăsăm sau, dacă toți suntem aici, putem să-i eliminăm. Asta a fost copilirea, da? Deci am eliminat absolut toți copilii sau copilii, că la dicționar scrie copili, da? Nu prea spune nimeni copili, e mult mai familiar să spunem copili. Și facem și defolierea. Ne uităm așa, floarea va fi undeva aici. Dacă avem cel puțin 4 frunze sub floare, este suficient. Și încep să număr 1, 2, 3, 4, hai să lăsăm 5, 6, dar celelalte care ajung la pământ le putem elimina pentru că sunt primele frunze cu care am plantat
acest fir de tomată și, uite, asta pentru că ajunge pe sol, e mai bine să îi tăiem vârful, astfel încât să nu ajungă jos nimic. Cam ăsta este principiul. Acum, ca să legăm, da, să terminăm cu firul ăsta, luăm un fir gata pregătit, cam de 20 de centimetri ar fi ideal. Și cum fac? Prind tulpina, fac un 8 și în partea asta, dincolo de arac, leg. Și gata. În felul acesta, vedeți, are destul loc să se dezvolte. Ea poate să-și facă o tulpină groasă aici și să nu deranjeze în niciun fel faptul că este legată. Da? Se poate dezvolta în continuare și să se îngroașe fără probleme. La fel vom lega până sus. Operațiunea asta de copilire o facem săptămânal, cel puțin, putem să trecem și mai des, pentru că roșiile se dezvoltă abundent. Generează acești copili în continuu. Trecem la următoarea plantă, nu înainte de a dezinfecta forfecuța, de a ne dezinfecta mâinile și de a face următoarea operație. Exact unde am tăiat, stropesc ușor cu acest fungicid natural pentru a mă asigura că planta nu se va îmbolnăvi și prin aceste tăieturi nu vor intra fungii. Este protejată. Nu este dimineață, acum este după amiază, se va însăra în curând și nu am garanția că rănile se vor cicatriza. Când facem copilirea dimineața și defolierea, este mult mai bine, mai ales dacă va fi o zi călduroasă, că rănile se cicatrizează singure și nu mai este neapărat nevoie să stropim cu fungicid. Multă lume stropește cu zeamă bordeleză, dar nu e bine să facem abuz de soluții cuprice, mai ales dacă folosim și soluții pe bază de microorganisme, nu e indicat deloc să folosim soluții cuprice. Eventual să le păstrăm pentru situațiile de extremă urgență. În rest putem folosi protecții fungice naturale și alte soluții, nu neapărat pe bază de cupru. Așa cum folosesc eu maceratul de coada calului. Știți de ce fac asta? Pentru că de multe ori s-a întâmplat să nu mai fie timp sau să nu mai pot sau să nu mai am răbdare să stropesc la final. Așa măcar știu că fiecare plantă pe care am toaletat-o, să zicem așa, este asigurată din punct de vedere al protecției fungice. Ceea ce vreau să vă arăt este un accesoriu foarte important pentru mine și anume acest căunel, care mă ajută să păstrez o poziție a coloanei mai corectă și să nu obosesc stând ciuciulica, cum stau majoritatea în momentul în care fac lucrări asupra plantelor, când recoltează, când plivesc. De asta am și straturi înălțate, ca să stau într-o poziție mai comodă în momentul în care fac prelucrări asupra plantelor sau asupra pământului. Am ajuns și în solar. Aici situația, după cum vedeți, este mult diferită. Plantele sunt la al treilea etaj de inflorescență. Chiar se vede și al patrulea buchet floral foarte bine. Fructe sunt formate și vreau să vă arăt aici un fenomen care se poate întâmpla în ceea ce privește copilii. Imediat. Aici am o plantă care se vede că deja este dezvoltată pe două brațe. De ce s-a întâmplat asta? Pentru că
uite acolo, bifurcația, da? Pentru că, la un moment dat, în dezvoltarea plantei, a apărut această situație. Pur și simplu, tulpina s-a împărțit în două. Și am văzut că, fiind mai la margine, așa imediat urmează ardeii, am zis, hai să o las, să o dezvolt pe două brațe. Există posibilitatea asta. În solar nu este chiar recomandat, dar văd că planta asta persistă în a face aceste bifurcații și aici, și aici, și deja nu o să mai am unde să o împart și nici nu mai vreau, pentru că vreau ca solarul să fie aerisit. Și atunci ce facem? Cum alegem? Ne uităm așa. Brațul ăsta are și floare și are și floare mai sus. Acesta e puțin în urmă și mai puțin dezvoltat. Deci, este cel la care vom renunța. Va fi o rană mai mărișoară, va trebui să dau bine, bine cu protecția antifungică. Același lucru îl voi face și aici. Da? Avem tulpina cu floare și cea care vine din urmă va fi sacrificată. Voi lăsa frunza, dar vârful îl voi sacrifica. Acum facem treaba asta, după ce îmi dezinfectez și forfecuța. Nu uităm să facem gestul și facem așa. Și aici la fel. Planta rămâne în continuare să se dezvolte pe două brațe. Ce mai avem aici? Încă un copil grăsuț pe care îl eliminăm. Ne uităm și la celălalt braț. Nu mai sunt. Bun. Să vă arăt acum cum facem legarea tomatelor în solar. Ați văzut afară, le-am legat de arac. Aici le legăm cu firul. Pentru palisarea tomatelor în solar folosesc un sistem propus de profesioniști cu clipsuri și sfoară de palisat. Acesta este clipsul. Pun sfoara în încheietura clipsului. O las destul de lungă aici ca să nu scape. Strâng puțin ca să fiu sigură că am prins sfoara în încheietură. Și apoi, sub ultima frunză, prind tulpina plantei și închid clipsul. Sfoara o ridic și merg cu ea până sus, unde am o sârmă. Și o să vă arăt acum și partea de sus. Am ajuns cu sfoara sus. Las o lejeritate, cam 30 de centimetri. Și cum fac? Poate fi aici o bară sau o sârmă, așa cum am eu acum. Vin, înfășor pe sârmă, apoi înfășor pe după sfoară și fac o buclă cu fundă. Și strâng. Ce urmează acum? La toate tomatele pe care le palisăm, facem următoarea mișcare, care se numește că dăm roșia pe după sfoară. Adică dăm planta pe după sfoară, pur și simplu plimbăm sfoara mai degrabă în jurul tulpinii plantei până aproape de vârf. Nu forțăm niciodată vârful, pentru că este destul de sensibil. Planta asta nu e copilită, urmează să o copilesc imediat și atunci vom aerisi toată zona asta. Am și aici o situație în care planta trebuie dată pe după sfoară. Ridicăm ușor frunza și pur și simplu rotim planta sau rotim sfoara, cum ne este mai la îndemână. Important este că ea să vină cumva răsucită
în final, în jurul plantei, până aproape la vârf. Asta a fost dreaptă și a mers până sus. Altele sunt un pic înclinate și e bine să le lăsăm să mai crească pentru a nu rupe vârful. În privința defolierii, în solar, defolierea e un pic mai drastică decât afară. De ce? Pentru că plantele trebuie să fie foarte aerisite. Și atunci, aici clar respect regula 3-4 frunze sub primul rod și tai restul. Aici sunt deja tăiate, am una, două, trei frunze. Important este să nu atingă solul. Aici, pentru că am mulcit, deja nu mai este o problemă, dar este foarte important să facem această operație de defoliere. Imediat ce fructele încep să se coacă, putem să mai eliminăm din frunze. Dacă ele încep să se ofilească, pentru că îmbătrânesc, la fel le eliminăm. Deci așteptăm momentul în care frunzele, practic, ne dau semnale. Încep să-și schimbe culoarea și aspectul și ne dau semnale că nu prea mai au rost pe plantă. Deci maxim 3-4 frunze sub rod. Când se coc, eliminăm frunzele de dedesubt și lăsăm planta să se dezvolte pe înălțime. Ceea ce am vorbit până acum în privința copilirii este pentru roșiile cu creștere nedeterminată. Roșii care cresc toamna ajung până aproape în tavan și ar mai crește dacă vremea ar mai ține cu ele, adică temperaturile ar fi potrivite pentru dezvoltare. Dar din păcate nu prea se întâmplă asta, decât poate în serele cu încălzire. Dar roșiile nedeterminate, creștem o tulpină, maxim două. La cele determinate, care au o creștere limitată, pur și simplu fac 4-5 etaje de fructe și se opresc. Se opresc din creștere, dispare vârful, pur și simplu. Eu nu prea am așa ceva. Acele plante se lasă să se dezvolte pe mai multe brațe, adică se lasă mai mulți copili sau în momentul în care vârful se bifurcă, se lasă așa. Ele e indicat să nu se paliseze. Mie mi se pare destul de ciudat, pentru că vântul le-ar dărâma și ar începe să se împrăștie pe jos. Asta pe ele le-ar ajuta, pentru că imediat ar forma rădăcini pe tulpina care ajunge în contact cu solul, dar ar fi o imagine cam haotică la noi în grădină și mie nu prea-mi place. Mie îmi plac liniile drepte, alinieri, dar fiecare alege să facă cum dorește. Roșiile pitice pe care le creștem în viveci nu au nevoie de nicio copilire, ele cresc, fac câteva fructe acolo și cu asta basta, nu trebuie să intervenim cu niciun fel de tăiere. Poate să eliminăm frunzele bolnave. Asta, da, s-a uscat. Cam asta a fost cu copilirea, defolierea, legarea. Dacă aveți întrebări, vă rog să le puneți în comentarii. Sănătate! E mai bună decât toate!